Olimpia a învins clar cu 3-0 pe FC Zalău în amicalul jucat sâmbătă dimineață la Satu Mare. Trupa lui Cic începe perfect meciul și după ratarea lui Tocaci din minutul 5, șut peste transversala de 11 metri, vine și primul gol. Faur lăsat liber la 6 metri se distrează cu portarul Sălăjenilor și înscrie plasat 1-0 în minutul 10. Peste 3 minute același Faur trage într-un fundaș, mingea e deviată în corner. Olimpia continuă ofensiva și Vilan scoate un penalti după ce e agățat în careu de portarul Man. Selegea transformă elegant și e 2-0 în minutul 16. Până la pauză și Giu mai irosește o ocazie, profitând de boemia apărării zălăoane, juniorul din atacul Olimpiei a scăpat singur cu Man, dar a tras slab direct în portarul adversarilor. În prima repriză, Olimpia a jucat în formula Băicanciul, Tătaru, Hel, Iuhas Tocaci, Selegea, Vilan, Băgiu, Ungur și Faur. La reluare, Tibicic îi introduce pe Kerekeș, Roatiș, Kadar, Rus, Lucaci, Bura, Stocaci și Boștină, iar atacantul revenit de la Caransebeș își trece în cont prima ocazie încă din minutul 46. Stanciu ia la țintă bara transversală din minutul 50 din lovitură liberă de la 18 metri pentru ca peste 7 minute Kadar să reușească faza meciului. Mijlocașul Olimpiei a luat o acțiune pe cont propriu, a trecut elegant de 4 adversari și a centrat perfect pentru Boștină, care din 4 metri a făcut 3-0. Zalăul nu mai pune deloc probleme și până la final Kadar, Rus, Boștină mai ratează ocazii rarisime. Olimpia se impune doar cu 3-0 în fața lui FC Zalău, extrem de nesigur și cu apărare visătoare. Olimpia mai are programate săptămâna viitoare două amicale cu CSM Siget și Unirea Jucu. Luni, în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă de la Nord-Vest TV, veți putea urmări un interviu cu antrenorul Olimpiei, Tibi Cic.